Se spunea că a fost odată, pare straniu, dar să vezi, în poiana din pădure trăia capra cu trei iezi. Nu departe de-a lor case, un arav și același trup, fără pic în el de suflet, găzuia bătrânul lup. Ca vecini păreau prieteni. Capra bună, lupul blând, iezii fără griji prin curte mai zburdau din când în când. Iar odată, când se întoarse, capra din vecinul sat, ce să vadă în căsuță, iezii toți erau sub pat. Nu înțelese ce se întâmplă, ușa întreagă, iezii trei, doi din ei abia mai suflă, unul tremura între ei. Mai să fie, zise capra, oare nu cumva pe aici a trecut bătând la ușă, într-o glumă, moșarici? Ce arici, sărise primul, eu aș spune că a fost urs. Uite așa bătea la ușă, Doamne, bine că s-a dus. Ursul zici, dar poate vulpea, se băga al doilea iet. Ce să cate ursul, frate, pe la 12, eu nu cred. Ei, și vulpea ce să cate, ursul zici, că n-are rost. Spuse cel micuț, dar poate lupul să fi fost. Ce contează că a fost vulpea? Lupul, bufnița cu moț, dacă hoțul prinț nu este, cum să zici că este hoț? Zise capra și veniră chiar atunci pe loc idei. Cum să scape de probleme și problemele de ei? Ce-ar fi dacă ușa casei, în afară de zăvor, între noi rămâne vorba, ar avea și un vizor? N-ați fi stat voi ochi în patru să vedeți ce v-am adus? Orice fiară joacă teatru după ușă când eu nu-s? N-a mai stat pe gânduri capra, l-a chemat pe cocostârc și a făcut ce a zis că face și a plecat cu treabă în târg. Iar în casă, prin cenușă, e zis burde, fac ce vor, dacă au vizor la ușă, ce să le mai pese lor? Dar de unde, nu se știe. Na, și lupul apăru. Ei pe lupul îl văd afară, dar pe dânsii, lupul nu. Și atunci bătu la ușă. Cine e? Cum cine e? Eu sunt ăsta, mama voastră. V-am adus mâncare, bre. Mama zici, s-a întors din lungă? Și de când mă rog în plus, are mama coadă lungă și urechele în sus. Ce ureche? Care coadă? Gata, plec acum s-o tai. Da, dar mama are coarne. Dama ta, de ce nu ai? Cum să nu? Aveam și coarne. Ba și acum le am, să mor. Nenea Lupo, lasă o baltă. Tu nu vezi că avem vizor?